Selecționerul Robert Lupul a convocat la lot și pe portughezul Paulo Ferreira, 31 de ani, aflat în curs de naturalizare, semn că resursa de talente din campionatul intern este în suferință. Pentru acest cantonament, Lupul a convocat un număr de 14 jucători, printre care se află și unii jucători tineri aflați în premieră la lot. Unul dintre cei aflați la prima convocare este Narcis Cataramă de la Auto Bergamo, jucător transferat în această iarnă de la CSM Seiaj. În plus, din lot au dispărut nume grele, precum Florin Matei de la Informatica Timișoara și Florin Ignat de la Auto Bergamo Deva, care au dus deja destule bătălii sub tricolor. Tot o premieră o reprezintă și convocarea la națională a unui jucător portughez care evoluează pentru Sitias Târgu Mureș din ianuarie 2015. Paulo Josué Letra da Costa Ferreira va împlini 31 de ani pe 8 martie și a evoluat și la alte echipe din România, iar convocarea sa este un semn clar că resursa de talente din campionatul intern este în suferință. Programul de pregătirea al Naționalei României în această săptămână va cuprinde și un meci amical cu Spicom Sfântul Gheorghe, echipă care evoluează în Liga 1. Partida va avea loc pe 18 februarie de la ora 18 în sala sporturilor din Sfântul Gheorghe.